Eu nu știu cum vă simțiți voi, pentru că voi vă mai întâlniți. Dar să știi că la mine când vine ziua asta de înregistrăm Căminul Cultural, întotdeauna am sentimentul că de sus vine așa o mână, mi-o pune ușor în cap și zice: hai mă că ești băia bună, îți dau o zi frumoasă, de o să o ții minte toată viața. Cam așa e. Trebuie. Mare bucurie să fim din nou împreună. Doamnește sănătate! Bun venit în studioul nostru, e pentru prima oară Mandy Pan aici, deși el cu tine deja are... Avem un an și, are, da, și are jumătate aproape. Da. Meciuri, meciuri în picioare, da, cum da, se da, zice. Da, 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 da. Ce avem noi azi aici, Bogdan? Că avem ceva cu totul aparte. Avem cu ceva cu totul aparte și îți mărturisesc că cu Mandy am avut niște conversații un pic și înainte și am convenit ca astăzi, pe lângă prezența lui fizică, să ne imaginăm că ne privește de undeva și Tudor Pană. De aceea am zis că la podcastul de astăzi poate vom face o mică excepție. Noi de obicei amintim de părinții, de bunicii, de străbunicii, lăutarilor pe care îi avem invitați, dar de data aceasta e o poveste atât de frumoasă și atât de specială încât aș face introducerea clasică, dar m-aș referi la un instrumentist care nu mai este printre noi. Un instrumentist care a cochetat cu trei instrumente importante în tradiția lăutărească românească, cu vioara, cu acordeonul și cu pianul, și care a ales încă de la 19 ani, de când a fost angajat la Orchestra Barbu Lăutaru, instrument, regina instrumentelor solistice, vioara. Realizatorii TVR, precum Traian Buhlea sau Tudor Vornicu, l-au remarcat și promovat în emisiuni TV. Televiziunea română, avându-l mereu între favoriți, rămâne unul din mari maestri ai viorii lăutărești, concertistice. Uh-huh. Un adevărat model pentru cei câțiva violoniști de astăzi, între care mă bucur că avem unul între noi dintre aceste păsări rare, care preferă să nu arunce la coșul de gunoi această tradiție muzicală superbă, începută de niște compozitori precum Grigoraș Dinicu, Cristache Ciolac, Nicolae Buică, înainte de primul război mondial, în Belle Époque, continuată de instrumentiști precum Constantin Oale Mirea, Corneliu Barzote, Marin Alexandru și îndeoseb de fiul său, pe care avem plăcerea să-l avem în mijlocul nostru astăzi, minunatul Mandy Pană, pe care sunt absolutamente onorat să-l numesc pe lângă colaborator și prieten. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Într-adevăr, de un an jumătate colaborăm împreună și pentru mine, sincer să fiu, este o mare satisfacție la toate concertele și pe unde am fost împreună cu Bogdan. Am văzut, în primul rând, o satisfacție de prietenie, o atmosferă foarte, foarte plăcută. Ce facem acum tu ce ne povestești este ce se întâmplă în interiorul grupului Lăutarii de Mătase, exact, da? Exact, exact. O atmosferă foarte frumoasă și considerăm că suntem deja o familie. Păi chiar așa și sunteți. Realitatea e că ne-am și întâlnit la nunta lui, deci. Da, bineînțeles. Mai atmosferă de familie decât acolo. Petrecem mai mult timp împreună decât fiecare dintre noi, exact, cu familiile noastre și atunci e clar că e familia. Acum fiind atât de îndrăgit Bogdan, ajungând în sfârșit la, cum să zic, statutul pe care cred eu că îl merita dintotdeauna, dar în general sigur că și oamenilor trebuie să le dai ocazia asta să se întâlnească cu artistul ca să-și dea seama cu adevărat cine e, dar lucrul ăsta s-a întâmplat, acum e limpede că voi petreceți mult timp împreună, adică da. Numai eu decât că știu când încercăm să aliniem planetele să iasă câte o zi din asta în care să putem filma un episod de Căminul Cultural, deci să pui două calendare unul peste altul și să vezi o zi liberă e lucru mare, ca să zic așa. Dar cum zic americanii, but enough about me. Exact. Hai să atingem un pic punctul critic de astăzi. Eu aș începe această poveste, cum spuneam, cu Tudor Pană, un violonist care s-a născut în 1930 la Glodeanu Siliștea, în județul Buzău, fiul violonistului Vasile Pană, fratele acordeonistului Iacovache Pană. Iacovache Pană, da? Extraordinar. Deci, bunicul tău, Vasile, cânta tot la vioară. Tot străbunicul? La vioară, da. Tot la vioară. Mi-e și frică să mă gândesc. S-a transmis, adică s-a lăsat așa cu... Exact, da. Literă de lege, cum ar veni? Nu neapărat, dar
Dacă era... Dacă aia găseau copiii în casă când se nășteau. Exact. Dacă se ia la vioară. Da. Și pentru mine e oricum e un gând din asta, pentru că, cum spuneam, cu fiecare 30-40 de ani cât coborâm în istorie, ajungem în niște epoci, ajungem în niște timp în care constanta este că persoanele de sex masculin din această familie stăteau cu vioara în grumaz. Asta e povestea. Și mi se pare că, când mă gândesc, studiile primare Tudor Pană le-a făcut perioada 37-45. Nu, a studiat în paralel, după câte știu eu, pianul, acordeonul și vioara. Dar, adică nu doar le-a învățat așa cum se obișnuiește după ureche, le-a studiat, da? Le-a aprofundat. Chiar din câte știu eu, familia s-a mutat la București când el era relativ mititel, era relativ tânăr. Deci a avut oportunitatea să se întâlnească și cu niște dascăl, vorbim de moștenirea micului Paris, vorbim de niște oameni care, dacă predau în anii 40, au fost formați în ancien regim, cum spun francezii. Nu întâmplător am pus asta cu ori pe noi toți. Sigur că asta ni se trage, vreau să le dezvălui oamenilor, pentru că e clar o apariție. De la Mandi a plecat. Adică Mandi nu iese din această ținută, niciodată. Orice ar fi, cred, nu mi-l închipui nici mergând până la piață sau să cumpere țigări ceva și tot aranjat înainte tot. Adică e... Exact asta se întâmpla cu taică meu, de exemplu, cobora, mă rog, prin puținele dăți, să cumpere și el o pâine. Dacă era vară, el nu pleca fără cravată, chiar dacă era cu bluză sau fără cravată la gât, și aș cumpere, să cumpere o pâine. Adică așa a fost învățat. Așa a fost învățat de mic. Exact. L-a învățat bunicul. Probabil și prin natura faptului că, fiind angajat la ansamblul Ciocârlie acolo, și a avut alt comportament, altfel și stil de viață, să fie tot timpul pedant, îmbrăcat... Gentleman, pe scurt. Exact. Deci trebuie să spunem că în 1946... Da? Tudor Pană deja cânta și cânta destul de bine în București. În 1949, când el avea 19 ani, s-a înființat prima orchestră Mamut, cum le numesc eu, aceste orchestre sovietice care au apărut imediat după al doilea război mondial, orchestra Barbu Lăutaru, de ceva 80 de 100 de instrumentiști. Tu zici Mamut pentru că avea mulți instrumentiști. Sute, zeci. I-a fost sete. Da, exact. Păi nu, eu nu sunt neapărat mistic în zona asta, dar uite că îl pomenim pe Tudor Pană, da. Și a sărit un pahar către noi. Ziceam că în 1949 a apărut această orchestră, Orchestra Barbu Lăutaru. În Orchestra Barbu Lăutaru el a fost angajat la vârsta de 19 ani. Și pe vremea aia era dirijor Nicu Stănescu, violonist important, format în perioada interbelică, ulterior un foarte important dirijor, dar la Barbu Lăutaru n-a stat foarte mult. A stat un an. Da. După care, din 1950, a devenit, așa cum spunea Mandi Adineauri, membru al ansamblului Ciocârlia. Pe vremea aia era dirijor Victor Predescu, un alt foarte important concertmaestru, violonist, dirijor, exact în liniatura aia clasică de care vorbeam, care de fapt toți se trag. Ei cântaseră imnul regal până să ajungă să cânte Sonde și Țiței, că așa au fost vremurile. Dar acești oameni care l-au format au crezut atât de mult în Tudor Pană, încât într-un timp relativ scurt el a devenit concertmaestru și dirijor. Da. Deci nu unul din băieții, că în orchestra Mamut era cu atât mai grea competiția. Pentru cei care nu înțeleg, ce înseamnă exact concertmaestru? Ca să știe oamenii poziția în orchestră, ce înseamnă asta? Deci după dirijor, cum ar veni, vine concertmaestru. Imediat următoarea poziție. Ca să înțeleagă oamenii exact cam poziția. Care e statutul instrumentistului într-o orchestră când ajunge. Și are obligația, mă rog, să facă și acordajul respectiv și tot ce depinde de concertmaestru. Când vine momentul, când vine dirijorul, orchestra să fie deja pregătită pentru concert sau, mă rog. Sau repetiție, ce exact, e de făcut. Sau repetiție. Și el discută direct cu concertmaestru, adică acolo e mâna lui dreaptă, cum ar veni, responsabilitatea. Mă rog, ca violonist trebuie să mai pui și anumite fel de arcușe, să pleacă toți la fel, să fie la aceeași linie, să... adică sunt mai multe lumea obligații. Lumea nu să gândește la asta, știi că tu când te gândești la folclor, la muzică populară, nu mai zic de muzica lăutărească, tu nu te gândești că trebuie să fie un anume arcuș să... Pentru că această tradiție, de asta am spus, violonistica, concertistică, e o tradiție ceva mai nouă și care pleacă de fapt de la Orchestra Doina Românească din anii 40, da. Și ulterior a fost dezvoltată în principal în epoca sovietică. Deci în anii 50 este pentru prima dată, aha, când această muzică este, pe de o parte, bineînțeles, falsificată, nu mai e muzica aia adevărată de taraf, dar ajunge la un nivel în care devine un export cultural pentru alte țări, inclusiv pentru țările occidentale. Este pentru prima dată, de pildă, când
România trimite orchestre, da, în Occident, dar și în Orient, așa cum, da, vom vedea, pentru a participa la acele festivaluri, Welt Folklore Festival, ălea de la Viena, de la Berlin. Se, da, făceau, măi, acele gathering-uri în anii 50, care în anii 30 nu existau. În anii 30 a fost Constantin Brăiloiu cu trei călușari și doi violoniști la Londra, la Trafalgar, să-i arate acolo. S-a scris un pic în presă, dar cam asta era maximul de export cultural care se putea. Export cultural serios și pe folclor. Exact, exact. Asta era cu... adică, în, se ducea cu trei călușari, se întorcea cu trei. Asta era interesant. În anii 50, însă, Tudor Pan, alături de Orchestra Ciocârlia, a luat premiul întâi la Festivalul de Folclor de la Viena și, pe urmă, în 56, au cântat în China, în Coreea, în Mongolia și în Vietnam. Eu cred că este pentru prima dată când au fost cântate aceste muzici locale acolo, în Asia de Est. Eu așa cred. Nu, da, știu dacă... Tu, Mandi, ai ajuns în țările alea să cânți? Eu nu. Eu am fost cu... Prima plecare a fost în RFG, cum se spunea, practic, Republica Germania. Federală Germană. Da, adică Germania, partea occidentală a Germaniei. După aceea am fost în Ghana, Guinea, Mauritania, Senegal, Algeria. Cu ansamblul Tinerezului, ansamblul TC-ului. Coasta aia africană. Da, eu zic că după și acolo. Aceea, mă rog, știau? Mai fuseseră până atunci? Cam a fost printre primele orchestre. Printre primele orchestre, da. Asta se întâmpla în 77. 1977. La cutremur, când s-a născut. Exact. Eu aveam 5 ani, da. Și cum era atunci când ieșeai din țară în 77? Nu știu, mi-închipui că era... Fiind colaborator la ansamblul Tineretului, pașapoarte, la ce am făcut pașapoarte de serviciu. Da. Țin minte că și acum. Și nu am avut niciun fel de problemă cu... Nici gânduri să rămânesc pe acolo? S-au mai întâmplat chestii. Că... Între muzicieni eu avea și unii care, mă rog. Da, 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 s-au mai întâmplat. Mai puțin cu notele, mai mult cu notele informative. Da, eu, da, cred că nu există, bă, trebuia, n-aveai cum. Că era... În America a fost o chestie de genul ăsta când veneau cei de la Vocea Americii și, da, ne-au propus. De exemplu, mie mai era acordeonistul Batalu, da, Nelu Batalu, și sunteți tineri. Nu vreau să rămâneți aici. Cu a, o ziceau așa. Direct. Nu le era teamă că nu, e unul pentru voi care stătea... Se întâmpla alt aspect. Eu, dacă făceam acel pas greșit, taică-miu, frate-miu, nu mai aveau după aceea acces să mai plece din țară. Adică clar, se termină clar, tot. Clar, clar. Dar oricum, nu m-a interesat. Da, mă. Niciodată. Astea sunt vremuri pe care... Bine că le-am uitat într-un fel. Dar e totuși bine unii să le pomenim. Dar e bine să ne și aducem aminte din când în când de ele, că... Mi-e frică să zic că istoria e ciclică, știi? Și mie, da. Na. Să mai întâmplă uneori. Sper să nu mai prindem noi în timpul vieții noastre așa ceva. Dar, într-adevăr, bănuiesc că era... Sunt curios cum receptau cei care ascultau pentru prima oară folclor. Sincer să fiu, mai mult la anumite piese, de exemplu, cum era Ciocârlia sau Hora Staccato sau ceva de genul ăsta. Și având cu noi și un grup de dansatori... Da? Hora Staccato cred că o știau. Nu era cunoscută tot și Hora Staccato, da. Așa, Hi-Fets, da, da. O reinterpretaseră o grămadă, da, de compozitori americani, jazzmen. Se cânta și clasic, și jazz, mm-hmm, era, da, 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 da. Alu Dinicu. Cam astea erau piesele care au cunoscute afară. Da. De fapt, care sunt cunoscute și acum, în de față. Da, da. Bă, dar ce frumoasă compoziție. Da, extraordinară. A fost lucrarea de licență a lui Grigoraș Dinicu. El așa și-a luat diploma la conservator. A scris o piesă în caracter popular, scrisă de el, compusă de el. Ciocârlia îi aparține tăticului lui Angheluță Dinicu Naigiu. Deja de la coada secolului XIX, ăla bătrânul nu știa boabe, el a făcut cântarea, tot Grigoraș Dinicu a pus-o în partitură, dar a scris acolo apud tăticu, adică să se știe. Apropo de cum descopereau, eu știu o poveste frumoasă din anii 60. Așa. În 1962, la turneul din Statele Unite, primul turneu din Statele Unite, da, da. Tudor Pană și Orchestra Ciocârlia, au avut și ei spectacol la Carnegie Hall. Îți dai seama. Un bordei. Da, da, da. Și la Carnegie Hall, între oamenii din sală, știu că s-a aflat Leopold Stokowski. Exact. Poate că numele ăsta nu mai... Da, o să zic după aia. La final, Leopold Stokowski, cum a fost povestea? A venit în backstage, în culise. Da, în culise, da? A venit în culise și a cerut ca să fie interpretată Doina Oltului de către violonistul Tudor Pan. S-o mai audă odată fără ăia 100. Fără orchestră, fără un capel. Acum adică singur, solo. Da, exact. Da, da. Să asculte încă o dată că i-a plăcut foarte mult și a cerut să fie ascultat încă o dată melodia. Cu siguranță Doina Oltului nu era cunoscută, pentru că Doina Oltului e un cântec puternic de strat țărănesc. Stokowski a simțit bine că era un desen sovietic acolo de jur împrejur și a, băiatul ăla, poți să-l aud un pic singur, doar pe el. Da, da. Doina Oltului sună cum? Poți să-mi amintești un pic?
Dacă vreți... Da, 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 te rog, te rugăm, Andy. Că e... Toare vioara ta. Ce Trebuie să spun că Stokowski a fost unul din dirijorii de frunte de la începutul și mijlocul secolului 20, bine cunoscut pentru asocierea de durată cu Filarmonica din Philadelphia, dar mai cunoscut pentru colaborarea cu Walt Disney. A apărut în desenul animat Fantasia, pe care îl găsim pe Disney Plus din 1940, el cu orchestra, și a colaborat, n-aș vrea să greșesc, cred că la Cinderella sau la Pinocchio, coloana sonoră. Deci noi, Leopold Stokowski poate nu ne spune mare lucru, dar da, e băiatul ăla de pupa viorile în desenele lui Disney. Da, și el, știu anecdota asta, da. Că deci a zis, vreau să-l aud. Da, da, deci cred că aceste forme atunci erau descoperite. Cel puțin inclusiv de un specialist american care totuși mai pusese și el urechea pe Niscai muzică. Sigur și că da. Cu niște origini din Europa Centrală și de Est, de vreme ce Stokowski. Așa e, da. Dar Doina are o subtilitate a ei, inclusiv atunci când e cântată de instrumente și nu de voce. Mi se pare foarte dificil de cântat în general, și cu instrumentul și cu vocea. Există zone unde Doina e doar instrumentală, cum e Banatul. Da? Vocal nu se poate. Nu se poate, da? Ei le zic Doine în Banat, acum o să avem 7000 de comentarii că nu e adevărat că eu ascult Doine în Banat de când eram copil. Nu sunt Doine, sunt cântece doinite. Sună ca o chestie de specialiști, dar nu este. Nu poți cânta Doina decât cu instrumentul în Banat. Probabil că era o Doină mai veche de fluier și de acolo a rămas această arhitectură muzică. Că Doina are niște caracteristici simple. N-are strofe, deci când aud asta cu un refren de Doină sau o strofă de Doină, eu cel puțin nebunesc. N-are strofe, n-are refren. Da? Poate începe oricând, se poate termina oricând și trebuie musai să aibă ceea ce specialiștii numesc recitativ rectotono. Adică ca un fel de rap pe și al verde codru vede, pe poale de codru verde mititel focșor se vede. Asta, dacă n-are asta, dacă n-are recita, nu e Doină. E un cântec în stil de Doină, dar nu e Doină. Uite mă, Bogdane, dacă zice asta la începutul sezonului de România au talent, mamă ce senzație făceam la masă. Da, îți dai seama. Doar Andra ciupește zona asta de aici, adică eu mă uit, pot să-mi dau seama, pot să spun, domne, e emoționantă, mă mișcă și așa mai departe, dar să fi venit cu două, trei subtilități de-astea, îi rup în sezonul următor. Îi dau mute pe ea când o public, știi? Nu, glumesc, îți dai seama. Dar e bine de știut, pentru că acum dacă vine vin cu Doine destul de mulți, îți dai seama. În general vin cu Doine cântate. Și în general multe dintre ele nu sunt Doine. Dar eu, aici era subtilitatea și eu să zic, a fost foarte frumos, minunat, dar să știi că e un cântec doinit, nu o Doină. Da. Cred că îi las mască pe colegi, începând cu Bobo, care el are o problemă cu Doina în general. Dar are pentru că, vezi, el e din structură, la el tot timpul vine pe râs. Lui îi vine să facă ceva numai cu glume și Doina e exact opusul cumva. Adică Doina vorbește despre o durere. O durere care e undeva adânc acolo rămasă și nici nu se mai vindecă. Adică... De asta e o discuție etică până la urmă cu în ce măsură poți prezenta Doina scenic. E o discuție. Noi nu ne-o mai punem că astăzi vrem să dăm pe toate părțile, să fim top trending pe YouTube. Realitatea este în ce măsură aduci călușarii și le pui... usturoi în capul parului câtă vreme nu e un copil acolo bolnav pe care să-l descânte și pe care să-l încânte și în ce măsură poți aduce suferința unei babe din Sălaj sau din Bistrița pe o scenă să primești aplauze la sfârșit și să faci așa. E o discuție, nu știu, care e o dezbatere culturală care la un moment dat s-a oprit că n-a mai contat, că fiecare a făcut ce a vrut capul lui. Și atunci... Interesant, pentru că noi nici nu știm, nu avem legăturile, adică noi nu legăm dansul călușarilor de o procesiune. Sigur că nu, o socotim divertisment. Exact, în ziua de astăzi a rămas doar partea de divertisment, care și e important, adică cum să zic, te mirai în sat acolo, uite domne, cum dansează ăștia, dar nu era aia funcția centrală. Da. Of, foaie verde sălcioară. Of,
ale Marioare. Din Oleano, mare găricită mâioară, mărgăricită mâioară. Of, of, foaie verde șone, Marioare, din o dragă sămânță de portocală, sămânță de portocală. Am plătit de leam cu lesemă.
Mandy, la tine s-a prins vioara de mic? Acum încercăm să ne imaginăm, începem să trecem ușor, ușor la Mandy. Sigur, sigur. Păi în primul rând, când a venit în Coreea, tata a adus într-o valiză portocale și o vioară. Atât a portocale și vioară. Și o vioară trei sferturi, care a spus să-mi aducă special pentru mine să încep să învăț la vioară. Până atunci încet, nu mai pusesești mâna pe vioara lui tata? Nu. Și am început de la 5 ani, încet, încet cu vioara. Mie mi-a plăcut foarte mult pianul. Și... Dacă zici toba sau ceva, deci mă rupeai acolo. Mie mi-a plăcut toba, dar nu m-a lăsat tăticul. A zis, păi, mi-a adus și vioara aia trei sferturi, ți-am adus-o din Coreea, mă. Păi puteam să aduc de dor mai multe portocale, tu înțelegi? Și aducând vioara, după aceea la liceu de muzică, încet, încet cu vioara, bun. Dar... făcând pian. Ai și făcut și liceul de muzică. Da, bineînțeles. Și la pian auxiliar, trebuia să faci pian auxiliar. Cumpărându-mă, având în casă o pianină, da? Am învățat încet, încet, fără niciun fel de pedagog, să cânt la pian. Wow! Nu pot să spun, dar băieții care mă cunosc acompaniez destul de bine. Acompaniez. Da, da, nu da. Nu pot da, să da, cânt da. Solo, nu știu ce trebuie, dar acompaniez și cu pianul. Și... după ureche. După ureche. Când și, avem de scos da, o armonie, da. Ne mai trimite Mandy pe grupul nostru de WhatsApp niște lucruri acolo cu pianul, da? Se întâmplă și alt aspect. Tata de multe ori mai repeta o piesă. Și spunea, ia-te-și la pian, ia. Hai, acoperează-mă la piesa aia, la piesa aia, la piesa. La un moment dat se mai întâmpla un aspect foarte drăguț. L-aveam componența formației unde cântă tata la restaurant pe maestru Gică Rădulescu. Așa. Asta unde se întâmpla? La Atene Palace? La Boulevard. La Boulevard. La Boulevard. Și cânta cu Gică. Vremuri, nenică. Nea Gică, la un moment dat, mai bea un șpriț. Mă suna la telefon, mai m-a dit tata. Vezi că am băut și eu un șpriț în seara asta. Du-te și tu locul meu, tata. Bine, Nea Gică. Și eu mă duceam pe post de pianist să-i țin locul Nea Gică la restaurant. Ce drăguț, bă. Tata era cel mai mulțumit pentru că eu știam deja repertoriu. Și nu era niciun fel de problemă să acompaniez ceea ce cântau acolo. Cu toate că erau piese destul de dificile. Dar eu, repetând cu el și acasă și când mă duceam seara pe acolo, le auzeam la Boulevard, știam cam tot ce se întâmplă în acel restaurant. Ce mai, era clar. Erai la liceu de muzică, intrai la nevoie tot timpul, erai un fel de, ce să mai, ca jucător în teren, erai pregătit, erai asut de mânecă. Exact. De fiecare dată când era ceva, hai, vin acolo. Bă, dar ce vremuri, încerc să-mi dau seama atmosfera, știi că mi se pare că s-a dus atmosfera de restaurant de pe vremuri astea de care ne povestește Mandy. Asta cred că și pentru că cârciumarii nu-și mai doresc să mai investească atât de mulți bani pentru că le e frică de chestia asta. Să ții o orchestră, da. Nu vorbesc de big band-ul din perioada interbelică, că acolo vorbim de 28 de oameni. Un taraf, hai să nu zic orchestră, că orchestră e mult, da. Un taraf de 5 oameni. Ai două variante. Ei erau angajați, erau seară de seară acolo, seară da? Seară de seară. Adică... bun, mai puțin când erau în Birmania, în India, da. Când aveai turneu, aveai turneu. Când aveați turneu, aveați turneu. Da, da. Punea da. La... ce punea? Nici nu știu, că n-avea pe vremea CD-uri. Bandă. Cred că se făcea schimb. Chema pe altcineva. Nu? Sau cum era? Am plecat cu fratele meu, prima oară am plecat în Grecia. Să-l pomenim, Petrică Pană. Așa. Și am plecat prima oară cu el în Grecia, în turneu, 3 luni de zile. Da. A trebuit să facem, să punem oamenii în loc la restaurantul de cântăm noi. Ca să puteți ca pleca. Să pleca. Da. Deci normal. Existau aceste deal-uri subtile. Nu era computer pe vremea. Nu. Și ăla care venea în locul nostru trebuia să învețe tot programul care era program și cu dansă și cu soli și cu tot ce era acolo. A, treabă, nene. Iar la diplomat veneau și miniștrii, secretari de stat, președinți, adică... Și la diplomat și mai s-a întâmplat alt aspect. Tata era sunat de către directorul Vintilă, care era directorul da. La Atene Palace pe timpul acela, și îi spunea, vezi că săptămâna viitoare vine președintele cu tare, sau ministrul cu tare da. În țară. Recepția să aibă loc în primăveri. Tata era anunțat, venea microbuzul, noi eram... cu datele respective, toți la zi, pentru că ne cunoșteau fiind angajați la Atene Palace, și intram la recepție. La recepție au fost toți miniștrii și președinții de stat, unde ne-a invitat pe noi să cântăm. Bineînțeles, cu formația lui tata. Tare, tata. Protocol maxim. Aia zic. A mai fost aia o chestie, pe undeva, pot să spun, hazlie, la Pescăruș. Asta după 90, la Pescăruș, după Revoluție. După Revoluție. Nu, noi înainte de Revoluție. A venit Juan Carlos. Aha. Al Spaniei. Da? Și recepția la Pescăruș.
era ministru pe timpul ăla Ștefan Andrei, dacă mi-aduc aminte bine. Păi, sigur, așa? Și-a făcut și bancuri celebre cu Ștefan și Andrei. Au venit toți băieții înainte să fie... Ministrul de externe. Da, și toată lumea înainte era la mese. Dar, bineînțeles, la mese nu erau clienți, erau băieții care erau așa, să vin acolo. Și au anunțat. Nu se ridică nimeni, toată lumea. Așa, când intră voi, mâncați, beți... Da, și cum e la cârciumă. Exact, da, 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 da. Așa când a venit, când l-au dat, toți, bă, să trăiți! A terminat filmul, adică... Că la unitate, da, tată, că să știi că trebuie să ar, n-ai cum să... Da, da, da. Defect profesional. Și acolo erați în echipă completă, nu? În Tudor Pană, Petrică, Pană, Mandi Pană. Toți acolo drăguț. Și în fine, acolo ce a fost o plăcere, pentru că toate mulțumirile, tata fiind îmbrăcat și într-un costum alb, tot, așa, pe scenă a venit regele și a dat mâna cu tata. Chiar cu tata. Tare. La care directorul Vintilă, băi, pe să nu mai vă spălați pe mâna, că ați dat mâna cu regele. Și adică spate, doi băieți de-ai noștri. Da. Auzi mai ușor cu glumele astea, că e invidios tovarășul. Da, exact. Păi da. Nu era și Neanicu? Venise doar Juan Carlos? Nu, Carlos? Nu, numai cu Ștefan Andrei. Atât, Ștefan Andrei, ministru de externe. Da, da, Neanicu nu prea... Îți dai seama, ce e la vila, la... rege, eu sunt aici împărat. Nu prea era el de acord. Regii cu împărații, da, fiecare cu ale lui, da. Deci tu ai prins niște... Ai prins ca lumea, dacă zici că ai prins recepții în primăverii. Da, bineînțeles. Țațaleana? Era și ea pe... Să te-au până la o anumită oră. Da? Până la o anumită oră, nu știu dacă, știu, 8:30-9 seara și după aceea se retrăgeau și rămânea... Abia după aia începea cu cheful. Atunci cum ar veni. Începea, da, lumea deci voi vă dați seama cum era. Da, da. Trebuia să plece. Neanicu era înțepat când era ea? Nu, domnule, să știți că, nu știu, adică... Cum o vedeai tu, că normal, erai tânăr? Adică un om normal, adică nu mi s-a părut să facă nu știu ce chestie acolo. Îi plăcea să asculte muzica, în primul rând că cunoaștea tot ce înseamnă versuri. Și la romanțe și la astea. Nu, romanțe era, e? Pe romanțe mai ales. Pe romanțe era, da. Eram curios ce slăbiciune avea, dar romanța îl simt că era pe romanțe? A și fost romanța, a avut așa... Atitudinea burghezo-moșierească, deși era disprețuită de ei ca tinerii legaliști. Pentru că mie cea mai frumoasă poveste de dragoste mi se pare între oamenii ăștia doi. Dacă ar fi să facem abstracție de faptul că au fost niște dictatori și niște criminali amândoi... Da? Eu când văd procesul ăla și o văd cum se duce cu mâna la fața lui să rapere la față, că ei au fost călcați în picioare la Grivița când erau adolescenți, ei au început cu petardele alea, cu Vasile Roită, trăgeau de, nu se știe dacă a existat Vasile Roită, trăgeau de niște alarme pe acolo, erau niște tineri marxiști, cum le-am spune astăzi, nu neomarxiști, ci marxiști de adevăratelea. Da. Petreasca și cu Ceaușescu, frumușei, nu știu dacă, cum zice nevastă mea, erau frumușei pentru că fotografiile alb-negru au darul de a mai acoperi din defectele de față, dar mie mi se părea că erau frumușei și faptul că au fost unul lângă altul, încă de când erau mici, îi disprețuiau pe burjuii ăia, dar muzicile alea au rămas cumva cu ei și tot timpul mie mi s-a părut ciudat, adică pe de o parte promovau o formă de ateism de stat, pe de altă parte bătrânul Ceaușescu când a murit, tatăl lui Nicolae Ceaușescu, l-a îngropat cu car cu boi la biserica din sat ortodox. Adică, deși mi se pare că discuția e destul de amestecată și complicată, nu m-aș băga foarte tare în ea, vreau să spun doar în uman că mi se pare că e o poveste tare între acești doi tineri care au ajuns la un moment dat să conducă țara și să o ia de mâna regilor, la propriu, prin faptul că el a fost coleg de celulă cu un băiat care lucra la CFR, care a fost și el la președinte o perioadă, altminte ultimul șef de stat cu origini în Moldova, pentru că de pe vremea lui Gheorghe Udej, Moldova suntem în suflet doar când vine mica unire, în rest prim-ministri și președinți și președinți de senat și de Camera Deputaților n-am avut decât dreptacii din Ardeal sau stângacii din sud, ca să zic așa. Atât. N-aș spune mai multe, dar azi avem puțin balans din Moldova, dacă îmi permiți, că avem o prezență nouă, mă, și exact, trebuie să vorbesc despre asta. Nu știu cum de n-am ajuns să... Foarte puțin, o să spun că am o cobză realizată în anul 2022 de domnul Nicolae Dron, pe care îl salut și îl iubesc, din Valea Galbenei, comuna Cimișlia, Republica Moldova, din partea de sud a Republicii Moldova, ultimul constructor adevărat de cobze, nu mă refer la cele artizanale ce se mai construiesc pe la tot felul de fabrici și fabricuțe. Chiar cântă omul. Da, mi-a construit-o, este minunată și m-am bucurat că are inclusiv... N-are X-urile ca în partea de sud a țării, n-are... Te referi la ornamentul rozeta. Ăsta de aici? Efectiv, da, rozeta este un simbol solar, așa cum erau
odinioară cobzele și în Basarabia. Actualmente a apărut și cobza moldovenească, care de fapt e o mandolină, o domră, cu gâtul lung și cu taste. Asta în continuare e o cobză românească, putem să-i zicem așa. Păi chiar e, da, 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 da. Și sună și foarte plin, foarte frumos. E și lucioasă, are, mă rog, asta are zic, multe, da, da, adică poți să ieși cu ea duminica. Exact, fără probleme, fără probleme. Să-i spunem bun venit în viața ta. Da. E cântată deja? Are ceva? Are vreo 3 luni. A văzut și ea ceva, da, public? Câteva. A depășit faza, da, asta, da, emoțiilor. Da, 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 sigur. Foarte drăguț. Văd că are un triunghiuleț mic aici sus, ăla e o subtilitate... Ăla era pentru bani, dar pe vremea când banii erau din metal, nu din hârtie. Că ea din hârtie n-ai nicio șansă să-i scoți. Nu are legătură cu cutia de rezonanță, toate au un unghiuleț acolo, unde se băgau monede mai mici sau mai mari, pentru că cobza când plecai cu ea la treabă era ușoară și când te întorceai cu ea era grea, ca o pușculiță. Și vărsai metalul pe masă, la muiere, pe vremea când banii erau bani adevărați, nu Revolut sau cum e acum, niște cifre ca în Războiul, da, 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 stelelor. Acum ar trebui, cobza 2023 ar trebui să aibă, da, un fel de cititor de ăsta. Pe să spate pui, să aibă un POS. Direct, un, da, POS, da, mobil, da, cu, da, telefonul direct să pui, da, pe cobza. Da, direct, da, da. Și când vine să-ți arate pe un ecran, da, mic cât a înregistrat, că eu, ce să vergi la muiere când ajungi acasă. Eu mă tem că erau mai deștepți băieții aia care lucrau doar pe argint. Da, mă rog, așa cred eu. Că deci, pe vremea aia... Asta, da, e însemnătatea triunghiului. Da, 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 da. N-are legătură cu cutia de rezonanță. Nu, tehnică, zic, nu, e ceva, nu, legat, nu, de rezonanță. Nu, nu, nu. Triunghiul era mult mai mare, am ales să-l facem mai mic pentru că e hai doar să fie simbolic. Un simbol. Da, da. Să ne întoarcem la Mandy. Da, să ne întoarcem. Eu aș intra un pic mai în interiorul vieții personale, Mandy, cu permisiunea ta, și aș vrea să ne povestești despre... începuturile cu minunata ta soție. Eu aș vrea să vorbim și de lucrul ăsta. Pentru că știu, da, că tu ai o relație deosebită cu soția ta. Și vreau să-mi spui cum s-a întâmplat. Deci frumusețea a fost, noi ne-am mutat într-un bloc, mă rog, știu, fața eu, Ștefan cel Mare, când aveam 3 ani. Eu stând la etajul 6 cu părinții mei, da? Soția mea la etajul 5 cu părinții ei pe aceeași scară. Așa. Aceeași scară în același bloc. Așa. Eu, urmând, nu prea ieșeam la joacă, toți copiii ieșeau la joacă, eu trebuia să studiez, asta nu știu ce, joaca. Asta era problema, trebuia să mai mult pe acasă. Bine, ne-am cunoscut de la 3 ani jumătate ne-am cunoscut. După aceea ea urma la școală, a plecat la liceu și, într-adevăr, acolo a fost o chestie care mai avea 2 trimestre și termina liceul sanitar. Așa. Trebuia să iasă asistentă tot medical. În București. În București. Da. Eu, gândurile căsătorii, și am spus că nu mai e nevoie să mai termin la liceu, să mai termin la liceu și să mergem să ne cununăm. Păi stai puțin, tu adică invitasești deja pe la o cofetărie, ceva, adică... Bineînțeles că eram prieteni. Dacă prieteni, se cunoșteau adică de la 3 ani... Cunoșteam, poate nu avea curaj omul. Și după am avut curaj să-i spun, gata. Părinții câți ani aveai atunci? 18 ani și... 18 ani și un pic. Câteva luni. Părinții mei nu erau de acord, părinții mai răzut nu erau de acord. Părinții de ce fata... nu erau de acord, de curiozitate? Păi nu erau de acord pentru că eu trebuia să continui și eu studiile, să mai fac și altceva. Toată avea alte gânduri cu mine, să ajung poate în alte părți, cu conservatorul, cu aia, cu aia. Okay. S-a ales praful, nimic, nici conservator, nimic. Se gândea la ceva și... orchestră clasică? Probabil. Da, da, da. Probabil. Mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur. Și am vorbit la telefon, gata, dimineața la prima oară, ție buletinul și tu... și o buletină și plecăm să ne cunăm. A, fără acceptul părinților? Fără. Cu nimeni? Părinții ei ce ziceau? Nici părinții nu erau de acord. Nimeni nu era de acord. Domnul avea fata 2-3 să termină liceul și liceul sanitar și asistentă medicală, adică... Se încurcau toate combinațiile pentru că copiii voiau la 18 ani să se căsătorească și să fugă în lume, nu știu cum să spun. Exact. Și ne-am dus, ne-am cununat. Câți oameni au fost la cununie? 2. Doi martori. Doi martori. Cine erau martori? Fratele soției mele. Da. Și cu soția lui. Excelent. Au venit cu un coș de flori, eu aveam pe timpul... Mai mare bănuiesc, fratele. Da, da, da. Okay. Aveam vreo 500 de lei în buzunar și ghinionul că a venit un fotograf. A început să facă poze. Poze, da. Tac, 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 tac. Păi trebuie să plătiți pozele. Și am plătit pozele vreo 300 de lei. Am rămas două. Acum, cununați, unde ne ducem? Da, cu 200 de lei în buzunar. Și da, cu doi invitați. Nici să ne primească acasă nici părinții. Mai nici părinții. Unde plecăm? M-am dus la unui de-al meu, pe strada Părgare, acolo, la curte. Ăla că ne-a văzut, a, bine,
auzi el ceva, dar nu era sigur. Și mă, voi chiar v-ați cununat? Da, domnule, vin de la cununie. Bine, ne-a făcut acolo, am mâncat ceva. De cum erau condițiile de acolo, de la curte, nici mie, nici nevastă mea, ne plăceau. Învățați la bloc, altfel de condiții. Am stat două nopți acolo, după aia am fost la fratele meu acasă și după aia a venit cununatul meu după mine, zice, haide, veniți acasă, că m-a trebuit și mama, așa, să vă iau acasă, să veniți să stați cu noi. Și din momentul ăla am stat, am locuit cu socrii mei împreună, nu am avut, pot să spun, niciun fel de problemă și m-am înțeles foarte, foarte bine. Adică și totul a decurs normal. După aceea au început să apară copiii. Deci părinții fetei au fost mai... Și părinții mei nu pot să spun că nu au fost de acord. Da, dar ei au fost primii care au zis, ok, hai mă, gata, asta e, ce să mai... Fiind fată, normal, maică s-a... Ce zic, domnule, fii mea să ducă să stea pe acolo, pe acolo, să vină acasă, să văd eu fata acasă. Da. Și, dar Tudor Pană era mai autoritar pe subiectul ăsta sau nu neapărat? Nu pot să spun că era autoritar, dar el a avut, ca fiecare părinte, vrea să facă, să mă vadă altfel. Părinte. Normal, înțeleg. Și mama? Înțeleg. Și mama la fel, dar... Mama Mandy? Și mama... Că mamele de băieți... Mamele, așa, și dar s-a întâmplat și alt aspect. Eu... Când am fost mic, am avut și niște operații, am avut niște chestii astea și tot obișnuită să-i fac băiatului de mâncare, să cine ce-o mânca, ce-o face, ce-o duce. Cum sunt mamele de obicei? Da, să mai duce. Ales mamele de băieți. Păi, asta zic, mamele de băieți și tații de fete. Sunt două situații. Da. Și au fost chestii astea, până în final pot să spun că mulțumesc Dumnezeu că a fost o viață foarte frumoasă. Au apărut copii, a apărut primul băiatul, primul a apărut și fata. Acum... Am și nepoței, am trei nepoței. Ce mai, bă, poveste frumoasă. Nu, adică, mulțumesc Dumnezeu, totul e bine. De la fuga aia de la 18 ani, mi se pare absolut fantastic să se ajungă la nepoți. Da, da. Era și mai ales norocul meu atunci, pentru că nu eram angajat nicăieri. Nu aveam niciun fel de salariu. Mă, din ce o să trăim? Păi stai, nu cântai deja? Eram pe la UTC, pe acolo mă duceam unde... La Orchestra vedea... Uniunii Tineretului Comunist, unde se mai vedeau niște firfirei, dar nu... Am înțeles. Și pe la un restaurant, pe la ceva seara? Nu. La 18 ani, cam de vreme totuși, să fie avut contract. Ba da, după la 18 ani jumate, 19 ani, trebuie să mă iau o derogare, pentru că nu aveam atestat. Da. Și am fost cu taică meu, cu Golea Fericean și cu unchii meu, cu George, la Constanța, ca să mi se dea o derogare de atestat. Și atunci mi se dea la întâia instrumentist. Aha. Primul atestat al meu și după aceea da pentru soliști, mă rog, alte chestii. Dar se mai întâmpla un aspect. La ansamblul TC-ului am avut niște plecări. Din plecările alea, mă rog, se dea o diurnă. Da. Sau cu bani schimbați de acasă ca să poți să ai acolo niște firfirei ca să te descurci. Da, știu, da. Suc sau... aveam bucuria că puteai să vizitezi niște țări străine care la vârsta aia nu aveai cum să le... Sigur că da. Dar mergeați doar voi, nu luai și soția cu tine. Nu aveam cum. Nu aveam cum și bucuria mare pentru mine în perioada aceea a fost televiziunile. Adică? Pentru că mă chema, aveam televiziuni cu Paraschiv Oprea, okay. Nicușor Predescu, cu tata, bineînțeles. Tudor Pană era marele colaborator al televiziunii române. După Constantin Mirea la începutul anilor 50, din a doua jumătate anilor 50, cam Tudor Pană a devenit principalul colaborator de tip conducător de orchestră. Era conducător de orchestră al televiziunii române, da. Și aveam, cred că, două sau trei emisiuni la televiziune. Da. Bine, tu când zici televiziunile, de fapt zici televiziunea, că nici nu erau două. Da. Era una singură, televiziunea română. Nu mă refer la numărul lor, pentru vizitele că... La vizitele la televiziune. Da. Două, trei emisiuni pe săptămână. Atunci, pe timpul ăla, ții minte că și acum, se plătea 235 de lei de emisiune. Da. Pe atestat. Era... Îți lua și statul ceva din bănuți ăștia. Nu. Ăștia erau bani care lucea și luam de la caserie. De la doamna de la caserie, da. Era Nea Criste la caserie, parcă simte și acum Nea Criste. Nea Criste, ok, domnul Nea Criste, de la caserie. Da. Așa. Și atunci aveam un avantaj că primeam niște bani și așa am început să supraviețuiesc o perioadă. Până când am intrat pe urmă la restaurant și am început să cânt salariu și atunci încet trebuie... Ușor să... Da, sunt povești paralele și în același timp extrem de diferite. Am avut cazuri aici de instrumentiști care nu mai știau ce să facă la un dat cu banii, întorceau cu lopata. Și chiar din frage de copilărie, adică sigur, clipa sigur. În care scap la anunț de mic. De asta spun că, de fapt, poveștile lăutarilor sunt un spectru
de tip da. Mozaic atât da. De complicat. Da, 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 da. Una este să crești cu sabia lui Damocles deasupra capului. Una este să ieși pe stradă să cânți de nevoie. Alta este să fie taică-to uriaș. Alta este să nu te tragi din familie de lăutari atât de cunoscuți. Alta este să te tragi din familie de lăutari din provincie, care și încearcă norocul la capitală. Da. Mi se pare că sunt atât de diferite și de fapt asta a fost și discuția noastră preliminară când ne-am apucat de căminul cultural. Da, 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 imaginea asta, că ideea asta mistică oarecum, că toți lăutarii sunt la fel. Sunt niște oameni care au o brumă de talent, care vin din cam același tip de comunitate. Eu nu cred că e deloc așa. Auzind da. Aceste povești, nu-s mi se pare că e un glob de sticlă care strălucește în foarte multe așa culori. E. Te-a apăsat vreodată personalitatea tatălui, Mandy? Sincer să fiu, niciodată nu pot să spun că am beneficiat, să spun, domnule, mă duc undeva, știți, eu sunt băiatul Tudor Pana, sau... Nu, am lăsat prima oară să fac meseria, să cânt. Normal. Da, eu sunt curios dacă te-a apăsat, că era foarte popular. Era o chestie care... Cunoscut, mare, da. Era cunoscut, dar eu nu... Poate alții membri ai familiei au beneficiat și de acest lucru. Pe unde se duceau, domne, știți că eu sunt nepotul, vărul sau nu știu ce, nu știu da, ce. Da, da, da. Mie nu mi-a plăcut, adică nu că nu mi-a plăcut, dar primul rând am vrut să fiu apreciat pentru faptul și ce făceam eu acolo. Sigur cu instrument. Sigur că da, sigur că da. Eram curios dacă te-a apăsat în sensul în care lumea ar fi făcut tot timpul comparație, la ce nivel e tata, la ce nivel ești tu, în sensul ăsta, zic, dacă vreodată te-a... Nu. Că am avut discuția asta și cu Leonard, dacă ți-am amintești. Da, 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 ești seama, da. Copilul lui Toni Iordache, când ești copilul lui Tudor Pană, trebuie probabil să fie un soi de presiune. Eu era o chestie și am spus, adică ca să poți să egalezi nivelul la care era tata ca violinist, e foarte greu. Și nu știu dacă... Nu pot să, nici să-mi permit să spun că l-am egalat. Nu. Păi de asta, în sensul ăsta, adică zic că nu trebuie să fii nici măcar, nu trebuie să fie același instrument. Uite, cazul lui George Udilă. Da, 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 așa e. Așa dacă e, ești curios, când unul din părinții tăi e cineva, cum se spune, da? Și când spui numele, toată lumea e... Oh! A, da, da, da. E curios da, da, da. Cum simte copilul. Dacă e o... El poate ar fi mai îndrăzneț, dar tot timpul se gândește, păi eu știu dacă vreodată cu tata, poate că ar trebui să gândești mai liber, să nu niciodată să nu spui problema asta. Tata-i tata, eu sunt eu, fiecare, sigur fiecare are strălucirea și, cum să zic, subtilitatea lui. Da, dar mie, încă o dată, repet, mi-a plăcut să mă duc pe drumul tău. Drumul ăsta, exact. Normal, foarte frumos. Pentru că m-a întrebat, uite, mi-a zis aminte de o chestie foarte frumoasă, când a fost tata a interpretat o piesă foarte, foarte grea, Horace Picato. Da. Și pe vremea aia... A și imprimat-o, a și înregistrat-o. A și înregistrat-o, da, exact. Și a fost dirijor Victor Pedescu, la care a dus partiturile la mai mulți instrumentiști care erau acolo. Tata nu era încă solistul acolo sau să fie concertul masiv. Era un din instrumentiști. Mhm. A prezentat piesa și zice, mâine vă rog să mă cântați fiecare și să vedem cine merită să o înregistrăm, că peste câteva zile merge la Next Record. Tata a luat și partitura acasă, s-a uitat pe ea și a doua s-a dus la ansamblu, la repetiție. A cântat-o, toți majoritatea pe care, așa, care au principalii soliști. Și, da. Așa, și tata, Nea Victor, parcă văd, ia, până vrei să o cânti și tu? Și da, maestru, ce, dar nu propun să cânt la tempo ăsta. Ce, cum adică nu poți să cânt la timpul ăsta? E prea lent. E prea lent. Eram sigur. S-a uitat așa, zice, da? Și la, cam, la ce tempo? Cam avea tempo ăsta și a început. Când a început, s-a făcut liniște, a cântat o dată, mâine merge la record. A trăsut în prima. Adică niște chestii din astea care... O sclipire pentru atunci și... Eu am observat că pe Mandy îl cuprind uneori, o să spun eu lucrul ăsta... Îl cuprind uneori niște efuziuni sentimentale de fiecare dată când îi arăt o piesă de la Tudor Pană și zic, uite, Mandy, mi-ar plăcea să faci cântecul ăsta. În primul rând încep să-i strălucească ochii, după care zice, hai să vorbim mâine despre asta. când începe să o asculte, numai când o ascultă, pentru că îmi imaginez că trec niște lucruri prin stomac, pur și simplu, prin intestine, într-un fel pe care nu poți să-l explici sau să-l... Da. Pui pe masă în felul ăsta. Eu intuiesc că nu e întâmplătoare prezența lui Mandy în grupul lăutarilor de mătase. Adică, sigur tu te-ai gândit la ceva atunci când l-ai ales pe Mandy. Bineînțeles, pentru că cum am spus la început, ideea asta de concert maestru, uite, de violonist care
nu știi dacă să-l iei de la muzică lăutărească, de la muzică țărănească, de la, dintr-o partidă de viori sau dintr-o orchestră de tip camerată cu pianină, că vorbeam de Neagică Rădulescu. E un pic din altă lume decât, cu tot respectul pentru bâzâia la viorilor în formă de dolar, la mare modă astăzi, care se bagă în priză. Pare că vine un pic din altă lume. Din multe puncte de vedere și sigur că lumea aia înseamnă de fapt sânul familiei și educația pe care a primit-o, o spun cu toată răspunderea, educația din familie care de foarte multe ori era mai importantă decât cea de la școală. Mi-amintesc că mi-ai spus o poveste despre un profesor de vioară? Nu mai știu. În clasa a treia aveam un profesor, Bobeică se numea. Așa? Și m-am dus prin, mă rog, făcea lecții cu mine și la un moment dat mă oprește. Auzi, mă, băiatule, când te duci acasă, roagă-te și tu pe taică, tu să-ți arate o horă. Și cum să-mi arate o horă? Da, mă, să-ți arate o horă, tu o înveți și mi-a arăt și mie, uite, aș vrea să văd și eu niște, un stil din ăsta, lăutărez, nu știu ce. Eu când i-am spus tata, m-am ajuns acasă, uite ce mi-a spus domnul profesor, să-mi arăți o horă, că vrea să o înveți. Cum? Da. Am mers cu mine la școală, de mâine schimbă, nu mai faci la profesor, stai, schimbă la profesor. Nu se mai poate. Cum adică să vezi o horă ca să... Ce e asta? Trebuie să faci altceva. Asta e reacția, trebuie să faci altceva. Da. Profesorul voia și el un schimb de experiență, exact, poate, de rar rău intenționat. Să-mi amintește de povestea lui Costel Drombetisto, dacă mai ții minte, că aici ne-a povestit-o cu colegul de la circul de stat cu care juca tablenea Hopa Mitică și spunea, ia uite bă copilul, eu mă chinui de 5 ani de zile să scot hora asta la trompetă și copilul ăsta a scos-o singur. Da, da. Deci despre asta e vorba. Este și acest je ne sais quoi în lumea asta, care mi se pare că... Ca să-ți răspund la întrebare. Asta e explicația. Da, 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 da. Mai verde fir și un albă, doar de cine să leagă de ne, nu lăsa. Întreagă, nu lasă cu minte-ntreagă.
chibănări. E din cap și-al cu tot am scăpat de mine. Chibănări. E din cap și-al cu tot am scăpat. Tu ai simțit, Mandy, cum a evoluat tot contextul ăsta legat de muzica populară, de folclor, de lăutărie? Că ai început înainte și ai văzut toate trecerile, ai prins toți ani, ai prins și înainte, pe vremea lui Neanicu, ai prins și imediat după 90, când a fost o perioadă din asta. Nu cred că mai se respectă foarte mult să fie multe câte cea autentice. Și folclorul la noi, să zicem, s-a modernizat, da? Da, era și un cântec. Dar care nu zicea așa, nu mai sunt țăranii aia de-al dat, exact, prosteală de-asta, da, de-asta. Tot prin anii 90 când s-au scris atunci, toate... Atunci, în buza anilor 90, atunci a fost, de fapt, cea mai mare sărbătice. Mi se pare că acum chiar un pic încep să se mai îndrepte lucrurile, sau poate doar o chestie de perspectivă, sau poate știi cum e. Istoria nu e cum este, ci cum ne-am dorit să fie. Poate e și așa. Dar cred că la începutul anilor 90 a fost o demență, cred că atunci, imediat după Revoluție, a fost în care s-a putut orice, dintr-o dată. Cum ai internalizat chestia asta? Că apăruseră toate odeonurile, genericurile, azururile, apăruse toată muzica asta care a apărut brusc. Exact. Poate un pic înainte de evenimentele din 89, dar mai ales după 90, au umplut arabele. Sincer să fiu, eu cred că au stricat mult. Eu cred că au stricat. Pentru ce au stricat? Pentru că înainte să cânta, de exemplu, o piesă care era cunoscută, să zic, și au modificat-o, au făcut fel și fel de chestii, fel și fel de armonii, fel și fel... Și simplificând-o la un moment dat, da. Nu știu. Apropo de armonii și chestii, o chestie foarte, foarte... pentru mine a fost o chestie extrem de bună, la ansamblul UTC-ului. În primii ani când m-am dus și eu acolo, era de jur Florian Economu. Așa. Pentru care am avut un... Marele aranjor. Un mare respect. Eu fiind violonist acolo, el mă chema mai devreme, zice, măi băiatul, deci vină mai devreme acolo, că trebuie să acompaniezi și solici vocal care vin acolo și că tu treci la pian și acompaniezi. Bun, după ce acompaniam solistul acela vocal, eu îl întrebam acum, de ce vă spun, mă rog, că se fură muzica sau se învață, și aici e o chestie 100% care... 100% se fură, la noi, da, se fură, sigur, la noi se fură. Eu îl întrebam, de exemplu, la sol minor, sol minor, dar dumneavoastră de ce nu la sol minor și luați si bemol minor? Și începea să-mi explice niște relații armonice. Da. Și încă o chestie. Cine a avut de învățat? Așa a învățat, care nu? Nu. Da. Da, la unii e doar ureche și simplificarea vine exact de aici, de fapt. Multe chestii care... Și pe mulți băieți care... Asta e vorba, le-a deschis urechile. Pentru că să-ți deschidă... Să vezi altfel, să auzi altfel armonia respectivă, eu cred că toate chestiile s-au plecat de la Florian Economu. Mm-hmm. Deci ceea ce niște substituții care unele veneau din clasică, unele veneau, da, din jazz, unele veneau de la o bucățică pe care a auzit-o la Rachmaninov, unde i s-a părut că aha, asta funcționează mai bine sau poate înlocui foarte bine un acord mai simplu. Acum chiar mi se pare că s-a ajuns în barca ailaltă, unde aceste plusuri, minusuri, 6, minus 6, plus 7, plus, minus și așa mai departe, sunt atât de dense, armonic una lângă alta, încât oamenii și-ar dori să asculte un cântec doar treaptă minorică, treapta întâi, armonică atât, și eventual progresiv mai curajos până la sfârșitul cântecului. Dar curajul de a schimba 10 armonii în primele 4 măsuri, deja mi se pare că a devenit un pic înfricoșător, da, mai ales pentru oamenii care, pentru ascultătorul de rând, în sensul ăsta. Dar într-adevăr, atunci când venea Florian Economu și în toată treaba aia tâmpă și dreaptă care se cânta și, mă rog, toate solistele de veselă sau tristă amintire în funcție de cum ne amintim fiecare dintre noi, că și amintirile e ca într-un proces, ca la tribunal, fiecare își amintește altfel. Exact. Era cel mai probabil o minune să auzi aceste lucruri, mai ales că n-aveai accesul la chestia asta, adică nu puteai să asculți ce a făcut Duke Ellington acum 20 de ani, ca acum, căutăm pe Spotify albumul din 56 și l-ascultăm ca poadă în 30 de secunde. Este, la sala da. Palatului, la un spectacol cu ansamblul UTC-ului, eram toată formația, și a intrat o solistă. Nu o să-i spunem numele. Așa, nu spune nimic. Și, mă rog, nu știa tonalitatea.
Și a început să cânte. Economul ne-a spus, de exemplu, să zic așa, era de la sol major, da? Sau la sol minor, nu știam, nici sol major, nici sol minor. Și a spus mai sol și re. Toată lumea cânta numai sol și re, pe prima strofă. Și la a doua strofă, parcă văd, atenție aici. Și a început să spună, taca, taca, taca. E, la un moment dat, când a spus și dădea din mână și spunea armonia respectivă, a spus, zice, mi s-a fricat pielea pe mine, așa ceva, treabă de moment, să auzi în felul ăsta și să orchestrezi o chestie, adică să spui armonia pe moment, pe loc. Ăla, pe loc. Da. Nu, a fost... Da, da, da. E clar că vorbim de un rafinament în perioada aia, rafinament da. Care s-a pierdut imediat după 90, pentru că era clar că nu prea erau cunoștințe și era așa mai după ureche, da, chiar numai după ureche. Și a urmat perioada de simplificare, după care mai mult ca sigur că publicul a început să zică a, mă, ce naiba, că pare că e așa, s-au adunat doi în spatele blocului și cântă la voia întâmplării. Da, da. Asta a creat un fel de frustrare printre unii dintre ei și au zis, a, păi ce credeți că noi nu putem? Și evident că s-a ajuns în partea cealaltă. Asta unde, este 100%, asta este 100%. Unde, păi nu putem noi, mă. Păi în primele patru măsuri am schimbat 10 acorduri, gata. Hai să vă vedem. Pastea le mai știți? 7, 8, 19, 12. Gata, s-a terminat. Deci el la început e, bă, unde s-au dus ăștia? Pe o parte, întotdeauna în istoria artei a existat un clasicism de linii drepte și la un moment dat a venit un baroc de linii oable și iar a venit un clasicism de linii drepte și tot așa. E de când lumea și pământul. Sigur că da. Deci de asta nu e bine să spui că trebuie așa sau trebuie altminteri. Unde sunt eu trist este că simt că lăutarii i-au scos din acest dialog continuu pe ascultători. Aici mă întristează pe mine, tu pentru că există un dialog continuu între lăutar și ascultător. Uh-huh. Oricând lăutarul vine cu vioara aia electrică și se apropie de urechea mea, numai gestul e... Da, se apropie de urechea mea. Ar trebui să-mi aducă boxa. Difuzorul, nu vioara, adică s-a păstrat forma fără fond, în sensul ăsta. Ia peau cu tine, tata. Și să vorbim de conservarea tradițiilor, pentru că noi avem atâtea instituții în România care chipurile conservă, patrimoniu, tradițiile. Ce conservă? Yamaha, IAS-3, două horgi și o vioară în formă de dolar. Dacă atât putem... Să nu ne mirăm de ce râdă ea din Occident de noi. Cum spun eu tot timpul, măi, francezii când cântă manuși, nu e că nu s-au inventat chitările electrice, cântă ei cu chitările reci, pentru că așa socotesc ei că e bine. Da, da, da. Când intră omul la Paris, s-audă Parisul ăla pe care, ok, e desenat, nici nu contează, dar e foarte frumos că e așa, nu-și permită aia Gibsonuri, nu-și permită aia chitări electrice să le bage în priză și să le dea tare. Eu cred că e vorba și de cum... ne păstrăm noi muzica asta și bineînțeles că vine și din dialogul ăsta perpetu cu publicul, în care publicul ar trebui poate să înțeleagă de ce e mai bună aia așa decât aia cu pesticul USB, care costă la fel. Da, da, da. Adică eu cred că e doar o etapă. Da, sigur, sigur. Cum sigur. Au fost toate, că e totul așa, da, da. Sinusoidal în viață și cred că la un moment dat și... o să se întoarcă spre puțin adevăr, pentru că simți că acum suntem într-o perioadă asta de consumerism total și totul e la volum, totul e la volum. Adică e și mult și tare. Uh-huh. Și încet, încet obosești, la un moment dat te plictisește și zici, stai mă puțin, că și maneaua asta până la urmă. Băi, ea trebuie să-mi scoale părul pe mână. Cum nu mai venit. Face asta. Și dacă nu mai face asta, ci doar îmi dă sângele pe urechi, bă, ceva nu e în regulă. Și o să simt asta și publicul și deopotrivă și foarte mulți dintre muzicieni. Muzicanți, mă rog, cum vrei să-și spună, că n-am nicio... Da, da. Și eu cred că lucrurile se vor schimba ușor, ușor. Că nu mai are nici el aceeași satisfacție, aceeași împlinire. Nu o poți să... Sigur că sunt importanți banii, că doar trebuie să plătim niște facturi la sfârșitul lunii. Bă, dar doar cu bani în buzunar, eu n-am întâlnit oameni fericiți care au doar bani. Nu prea am întâlnit eu în viață. Poate că, nu știu, ori fi. Dar, cum zicea și maestru Dinică, maestru, există și oameni care nu beau deloc, actori care nu beau deloc. Probabil că există, dar nu-i cunoaște nimeni. Cam așa e și cu oamenii fericiți care sunt atât de sărași că au doar bani. Da, am sărit de la una la alta, dar mă rog, eram în context că eram curios cum a perceput Mandy toată evoluția asta a contextului plăutăriei de-a lungul anilor, din anii 70 încoace. Că a avut perioadă de glorie, perioadă de rătăcire, acum e cum suntem, vorba aia, când vezi o vioară și să cântă folclor la ea, zici, Doamne, să punem cu grijă, da, nici da, n-am da, îndrăzit da, să o ating, ai văzut că n-am pus mâna da, pe da, ea. E piesă rară asta. Dar acum, nu simți că e un aer totuși bun? Acum tu cânți cu Bogdan și vezi public tânăr, foarte, foarte tânăr în față. Nu numai public tânăr. Sigur că nu numai public tânăr, da. Și, cum să vă spun, pentru mine o mare bucurie și o satisfacție. La toate concertele, toate spectacolele am avut, tot publicul era
fost acolo în sală, a fost foarte, foarte încântat de ceea ce facem noi. Pentru că nu cântăm, poate să confirme Bogdan treaba asta, nu cântăm numai muzică, cum să vă spun eu, numai o horo sau numai o sârbă. Și un tango, și un vals, și o chestie. Cântăm ce cântau lăutarii normal. Ce cântau lăutarii normal? Lăutarii normal cântau și muzică lăutărească, cântau și muzică țărănească, cântau și romanță, cântau și tango, cântau... Mi se pare că este atât de diversă și mai mult decât atât, ne tot lăudăm cu diversitatea folclorului, cu diversitatea tradițiilor și eu mă duc și sunt dezamăgit că să cântă tot Constantine, Constantine aia. Păi care diversitate? Că pare că-s trei cântece sau cinci cântece toate. Hai să încercăm, noi avem două reguli simple la noi în trupă. Să maximizeze. O dată pe lună trebuie să scoatem un cântec nou. Sigur, poate să fie din 1904, dar noi îl socotim nou, că știi cum e. Dacă nu l-am auzit, it's new to me. În sensul ăsta și al doilea, dacă auzim pe altcineva cântând cântecelul respectiv, nu-l mai cântăm. E atât de simplu. Adică mi se pare că este într-adevăr atât de vast acest domeniu, încât nu cred că ne ajung 20 de vieți să le cântăm pe toate. Sigur că da. Ce ziceam eu era că nu cred că nu are, adică nu are cum să treacă neobservat lucrul ăsta și te bucură tu când te duci în sala Palatului, de exemplu, și faci un concert și vezi sala plină. Normal că ne bucură. Mare bucurie. Te duci, știu foarte bine că aveți niște locații chiar în București unde e tot timpul sold out. Exact. Văd, adică să pun biletele și oamenii zic, cerem scuze, dar deja... Nu mai sunt locuri. Dacă e, poate la următorul, că la asta nu prea mai încape lumea la masă, cum ar veni. Și cred că publicul e și, știi cum e, e și public tânăr, în sensul ăsta spun, oameni care teoretic nu s-au intersectat cu cântecele. Și am rămas șocat cu ascultătorii născuți în 99, în 2001, cum spune Adrian Nicolae, domnule, tu te-ai născut după ce a apărut Shrek. Mi se face frică și am o conversație cu tine. Adică, pe bune, oameni născuți în 2000, în 2002, în 2003, care îi întreb, tu în ce an te-ai născut? Și vin la noi la spectacol. Asta este incredibil pentru că acolo, într-adevăr, e vorba de o descoperire. Într-adevăr. Și e vorba de o descoperire autentică, sinceră, care chiar poate apărea ca un microtrend. Chiar poate fi, nu un trend major, dar poate fi un mic trend între niște găști de tineri. Chiar cred chestia asta. Și mi se pare că de ce nu, mai ales că noi niciodată n-am propus doar asta. Așa cum tot se discuta, trebuie doar asta sau doar ailaltă. Eu cred că se poate și asta și ailaltă. Nu, da, n-am venit niciodată să spun interziceți manelele, n-am venit niciodată să spun opriți nu știu care muzică. Bineînțeles, bineînțeles. Consider însă că și muzica asta are loc. 100%. Trebuie să aibă loc pentru că ea există și ea câtă cerere există, câtă vreme... te strădui să o prezinți cât de curat poți tu. Cât de curat putem noi să prezentăm această muzică împreună. Thank you.
Mandy, ce să zic, îți mulțumim din suflet că ți-ai făcut timp și ne-ai vizitat și astăzi. Și eu vă mulțumesc frumos și a fost o plăcere deosebită. Nu mai zic pentru noi ce plăcere a fost. Îți mulțumim și abia așteptăm să ne revedem, că simt că nu mai e mult până departe.